Vă salut cu drag pe toți cei prezenți la seara aceasta de tineret și haideți acum, sosind momentul, să deschidem cea mai sublimă carte, Cartea Sfântă a Lui Dumnezeu, Sfânta Biblie. Pentru seara aceasta de tineri am pe inimă să deschidem la pagina cu 2 de 10. Sper să nu vă fi încurcat prea tare și să nu găsiți pagina aceasta în Biblie, pagina cu 2 de 10. E Noul Testament, în cea de-a treia Evanghelie, la cel mai cunoscut paragraf biblic, cea mai cunoscută pildă, pilda a fiului pierdut sau dacă vreți a fiului risipitor. De deci ce am amintit în această seară să deschidem Biblia la pagina cu 2 de 10? Nu întâmplător am făcut asta deoarece aș dori după seara asta de tinere să ne dea Dumnezeu tuturor 2 de 10. Vreți asta? În primul rând pentru participarea și închinarea din această seară Dumnezeu să spună am găsit la Elim în biserica mea, în Timișoara, tineri care mi-au adus o închinare plăcută de nota 10. Și apoi, aplicând textul biblic din această seară, Dumnezeu, uitându-se peste generația noastră tânără, eu încă mă simt tânăr, chiar dacă mă apropiu de 40 de ani încet, sunt tânăr, încă din prima generație a celor de până la 40 de ani, Domnul să mă binecuvânteze și pe voi și să ne facă să fim mereu cu inima tânără și mereu proaspeți. Aplicând mesajul din această seară, Dumnezeu să zică, uitându-se peste generația tânără, vreau să mai dau un zece tinerilor care au fost în seara de luni închinare la Elim. Vreți asta? Acum ați găsit textul Biblii la pagina cu 2 de 10. Ați găsit că am și anticipat de unde e. Luca, capitolul 15, vom citi începând cu versetul 11 până la versetul 24, inclusiv versetul acesta. El a mai zis în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos și astfel trebuie tratate ca atare. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață de străbălată. Vreau să deschid o paranteză aici și să observați. Tinerul ăsta n-a trăit o seară în plăceri păcătoase. N-au fost câteva zeci de minute de plăceri aduse de cel rău în viața lui. Și a început să trăiască o, adică stilul acesta de a viețui. Îi aparținea, era un mod de viață în care a ajuns să trăiască. Și spune pilda în continuare, după ce a cheltuit totul, a venit o foame temare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne... Apropo, dacă bucuria nu se exteriorizează întotdeauna, să știți că veselia se observă. N-ai cum să fii vesel și să nu se observe lucrul acesta. Și auziți, interesant, e concluzia pildei, acest tată zice să mâncăm și să ne veselim. De ce? Auziți motivul. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Aproape că n-ai putea să fie altfel văzând un mort care vine la viață. Un pierdut care este regăsit. N-ai cum să fie altfel decât să te umpli de veselie. Asta vrea să facă Dumnezeu și în seara aceasta Amin. Și așa să plecăm capetele și să-mi îngăduiți Să mă rog înainte de a proclama cuvântul lui Dumnezeu Deoarece eu în toate și cred că și voi În toate depindem de Dumnezeu N-am plecat de acasă de unul singur N-am îndrăznit să vin spre voi Prin puterile mele, prin inteligența mea De a conduce o mașină până aici Și de a intra în biserica Domnului Depind de cel care este viu și el în seara aceasta dorim să folosească al său cuvânt, ca să ne vorbească pe limba noastră și mesajul să fie folositor tuturor. Plecăm capetele și mă voi ruga. Tatăl nostru din ceruri, sunt onorat ca în această seară să știu că ești prezent în casa ta de rugăciune, în biserica Elim din Timișoara. Numele Tău să se slăvească încă o dată în această seară. Numele Tău îl înălțăm, îl proclamăm în mijlocul nostru. Este singurul nume vrenic de laudă. Este cel mai special nume dintre toate numele. Numele Tău să fie onorat în mijlocul tinerilor în această seară. Depindem de Tine întru totul și în toate, Doamne. S-am adus laudă și închinare într-un mod deosebit în această seară. Inima noastră s-a conectat cu Duhul Tău, Doamne, și și te simțim prezent în adunarea ta în momentele acestea. Ești cel viu care ai venit la noi, la generația tânără. Să ne mai vorbești, Doamne, să ne mai edifici din punct de vedere duhovnicesc. Să mai ridici foaia căzută, Doamne, pe cel care este lăsat. Te rugăm în această seară, leagă rând, Doamne, în numele Lui Iisus. Te rugăm în seara asta, adu eliberare, adu grațiere, despovărare, Doamne, pe cel sau cea care s-a depărtat de tine, cheamă-l înapoi și cheamă-l înapoi în seara asta, Doamne, să fie un moment a revelației divine, Doamne, un moment a arătării tale în mijlocul tinerilor de la Elim în seara aceasta și să putem declara la finele slujbei cel viu și adevărat și unic Dumnezeu a venit la închinarea noastră din seara aceasta să se prezinte, să ne vorbească, să ne cerceteze, să aducă iertare, eliberare, vindecare. E cel minunat, numele tău să fie înălțat. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența, dar și pentru puterea ta care ai manifestat-o și o vei manifesta în continuare în cadrul slujbe din seara aceasta, în numele Mântuitorului preobit, a Domnului nostru Iisus Hristos. M-am rugat, Tată. Din cerul, și ți-am cerut toate aceste lucruri, și sunt încredințat că m-ai ascultat și că îți vei face lucrarea ta în mijlocul tinerilor în această seară. Amin! Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Dragii mei tineri, sunt și bucuroși, și onorat să fiu în seara aceasta împreună cu voi la slujba aceasta de închinare pentru cei tineri. Am apreciat în ultima vreme și trebuie să apreciez și în această seară prezența într-un număr foarte frumos la seriile voastre de tineret. V-am mai urmări și eu pe internet, nascund lucrul acesta. N-am nici de ce, pentru că întotdeauna sunt bucuros când știu că generația mea, generația tânără, îl caută pe Creator. M-am bucurat de timpul de închinare din seara aceasta, de îndemnuri, de cântările care s-au adus, de modul în care v-ați închinat. Chiar am ajuns să fiu convins pe adevăratele că și tinerii știu să se roage. Și mi-a plăcut cum v-ați rugat. Fiți încurajați de lucrul acesta. V-ați arătat încrederea și dependența de Dumnezeu. Am venit până aici la voi în seara asta, aici la casa de rugăciune a lui Dumnezeu, Biserica Elim, ca să vă împărtășesc un mesaj despre un tânăr care a vrut mai multă independență, a vrut mai multă libertate, l-a apucat la un moment dat un moment de rebeliune și de răzvrătire și a ales căile lumii și implicit cu căile lumii a ales și căile păcatului a devenit atât de rău în umblarea lui și atât de locuit de altcineva și nu de cel de care trebuia să fie locuit, încât viața lui a ajuns spre versurile unei cântări. Bietul de el, mi-l imaginez în această seară, un tânăr zdrențuit din punct de vedere spiritual. Și totuși, a fost un moment în viața lui în care s-a trezit la realitate și a venit în fire și a schimbat macazul vieții și a umblării. Pentru că la urma urmei, dragi tineri, ne putem trăi tinerețea doar aproape de Dumnezeu sau altfel. Și acest altfel nu înseamnă altceva decât departe de Creatorul, departe de Dumnezeu. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi un mesaj și l-am intitulat Cum îți străiești tinerețea? Aproape sau departe de Dumnezeu? Va trebui numai decât să ne punem în papucii credinciosului evreu din secolul I, mă refer în chip spiritual și figurativ, dacă vrem să înțelegem pe de adevăratelea pildă din această seară. Am auzit multe predici din această pildă și să-mi fie cu iertare, nu vreau să ofensez și să jignesc pe nimeni, dar de multe ori nu se ține cont de următorul aspect când se citește o pildă. O pildă, și voi ce tineri care sunteți în școală știți ce vorbesc. O pildă are un singur adevăr central în jurul căruia se învârte tot textul. Am auzit multe lucruri în cursul anilor spuse din pilda aceasta și s-a forțat pilda, chiar uneori s-a dus la extrem. De aceea în seara asta vreau numai decât în chip figurativ să ne punem în papucii credinciosul evreu care a auzit prima dată această pildă și să vedem ce a înțeles el, credinciosul evreu din primul secol și ce ar trebui să înțelegem noi în această seară. Ascultați cum începe pilda aceasta. Ce cum am citit în această seară că avea câți fi. Am citit că cinci, nu? N am citit că cinci. La câți? Patru? Mulțumesc pentru receptivitate, sunteți încă pe frecvență. Am citit că un tată avea doi fii. Curios lucru, cel mai tânăr dintre ei zice într-o zi lui taică, s-o tată, dă partea de avere ce mi se cuvine. E ca și cum dacă vrei să aplic pilda din această seară și acest verset la viața de zi cu zi, ca și cum ai merge tu ca băiat la că în seara asta și ai spune, tati, ai două mașini, una o țin în curte și una în garaj. Uite mașina asta, care e și mai bună și mai faină, te rog să o treci pe numele meu că mi se cuvine, că doar îți băiatul tău. Sau te-ai duce tu ca băiat la taică în această seară și ai stat, știi, ai niște terenuri, niște proprietăți. Uite terenul cu tare pe care poți să-mi construiesc o vilă frumoasă, să-mi fac și o ceva de viitor. Te rog să treci de urgență pe numele meu că sunt fiul tău și mi se cuvin. Cam așa a procedat acest băiat și dați-mi voie să vă spun. Poate la o primă citire versetul acesta introductiv al pildei pe noi nu ne surprinde cu nimic. Poate nu pare ceva ieșit din comun sau ceva la care să spui wow. Dar, ascultă-mă, în secolul I după Hristos, când a fost relatată pentru prima dată pilda aceasta, astfel de afirmații stârneau pe de dreptul un șoc emoțional. Fiindcă foarte rar erau folosite astfel de expresii. Aproape deloc. Nu se foloseau. Rar să fi fost tineri, să îndrăznească, să poartă un astfel de dialog cu tatăl lor. Kenneth Belly, un expert evreu în interpretarea pildelor din Sfânta Scriptură, spunea el despre pilda aceasta și dați-mi voi să vă citesc ceva în această seară, zicea Kenneth Belly este cu totul neobișnuit să dai peste un asemenea caz când un fiu tânăr, uh, fiu dar și tânăr, n-am uh, făcut pleonasm, pot fi, fi mai, mai în vârstă, că dacă tai 90 de ani și cineva e fiu și are 50 și 60 Am în inimă, suntem tine, dar trebuie să acceptăm și realitatea. Kenneth Bailey spunea că dacă un fiu tânăr adesau o astfel de cerere tatălui său care era încă în viață și sănătos, Într-un context în care averea la evrei să împărțea uh, și intra în posesia ei după moartea Tatălui sau în cazuri excepționale, când tatăl era pe patul de moarte, îți putea împărți partea de avere, dar nu puteai să o folosești decât după ce tatăl deceda. Într-un asemenea context, spunea Kenneth Bailey, era o rușine și o insultă pe de-a dreptul ca un astfel de fiu să adreseze o astfel de cerere tatălui său. Era ca și cum i-ai fi spus să tai că tot tati n-ai murit încă. Adică nu te-au dus ei care trebuiau mai devreme la cimitir? Și vă aduc aminte ceva în seara asta. Știți că societatea de atunci era mult diferită de societatea zilelor noastre? Societatea de atunci era una patriarhală. Un tată, în acele vremuri, avea alte privilegii, o poziție mult mai privilegiată decât astăzi. Un tată putea la momentul respectiv să ia măsuri foarte drastice împotriva fiului său cu toate acestea. Pilda din această seară ne surprinde realmente. Avem de-a face cu un tată care nu ia nicio măsură. Ba mai mult, nu condamnă afirmațiile obraznice de un curaj dus la extrem ale băiatului său, mai mult decât atât ne spune pilda din această seară, ia o decizie ieșită din comun. Îi zice la băiatul ăsta mai tânăr, ce mă, tu ai un frate mai mare, ia, cheamă-l puțin pe frate tău, să stăm noi trei de vorbă puțin. Și ce uită, cam asta e averea, ce -o am, vom par la amândoi, știți că la evrei, la evrei primul întâi născut primea o parte dublă din avere, și dă și la frate o mai mare, și dă și celui mai mic. Ceva impresionant, ceva paradoxal, ceva ieșit din comun, că nu se întâmpla așa ceva în cultura iudaică a vremii respective. Acum vreau să știți ceva în această seară. Acest tată din parabola noastră este descrierea ideală și perfectă a tatălui nostru din ceruri. Un Dumnezeu care te iubește nespus de mult. Un Dumnezeu care are răbdare cu tine. Un Dumnezeu care zi de zi îți oferă compasiune, are hal pentru noi. Binecuvântat să fie numele. Un Dumnezeu care ne oferă libertatea de a ne alege destinul. Tu știi că poți să mergi și în iad, la fel de bine cum poți să mergi în raiul lui Hristos? Dumnezeu n-a zis că e obligatoriu să mergem în rai, cum n-a zis că e obligatoriu ca cineva să se ducă în iad. Ne-a oferit libertatea în dragostea lui față de noi, de a ne alege singur destinul. Dragostea lui oferă libertate de alegere persoane iubite. Dumnezeu nu te iubește, dragul meu tânăr, cu o dragoste posesivă. Ci îți oferă libertatea de a-ți alege singur direcția și destinul. Știți că această dragoste din partea acestui tată oferă totul băiatului său, inclusiv permisiunea ca acest băiat să-și respingă tatăl, să-l abandoneze, să plece de lângă el într-o bună zi, ceea ce și face tinerul nostru din pildă, din păcate. Asta a ales în cele din urmă. Să-și respingă Tatăl. Să-l abandoneze. Și să plece undeva departe, într-o țară îndepărtată. Vreau să nu uitați apoi că această dragoste din partea Tatălui acestuia nu este una doar bazată pe vorbe, pe declarații cât mai faimoase, cât mai bine împachetate, cât mai pompoase. Este o dragoste care oferă, este o dragoste care împarte, este o dragoste generoasă, deoarece pilda din această seară este ilustrarea perfectă a dragostei lui Dumnezeu față de noi, creatura sa, față de noi oamenii, însă, ca să fim fideli cu pilda din această seară până la capăt, Că de multe ori s-a predicat doar porțiuni din această pildă. Știți ce mai ilustrează această parabolă? Și faptul că adesea noi oamenii iubiți de Creatorul am ales să-i întoarcem spatele. Și am ales să trăim pe cum propriu. Zicând, nu, cei mai mulți dintre tineri, mă odată stână. Câte tinereți ai în lumea asta? Una singură. Păi nu poți să trăiești și tu clipa să te simți bine, să te distrezi când vrei, să nu-ți mai spună taică că și mai că ta la 10 și jumătate închide calculatorul, nu mai sta cu nopțile pe TikTok, pe Facebook. Te trezești a doua zi morocănos, morocănoasă, parcă se învârte toată lumea asta cu tine. Ai vrea să te distrezi când simți tu, uh, să te simți așa cum ai vrea? se pune întrebarea în seara asta. Mai poate oare un astfel de fiu să fie primit înapoi de tatălui? Mai poate oare ierta Dumnezeu pe unul care a ales să trăiască o tinerețe, un mod de a fi departe de el? Cine mai poate ierta un fiu pierdut pe unul risipitor? Pe unul care a zis, mă, o dată stână, trăiești și o tinerețe acum. Și totuși, știți ce e interesant? Dumnezeu nu ca oameni, E așa de diferit. Am stat și m-am gândit, când s-a întors băiatul ăsta înapoi, acasă, de ce nu a pregătit acest stat o noia, să-i dea cu noia câteva lovituri așa zdravâne pe spinare, să zică, îți fac eu niște urme acum, să mă țin minte toată viața. Că ți-ai bătut joc și de tinerețe și de ce ți-am oferit. Ai stricat totul, ai călcat totul în picioare, nu ți-a fost nicio rușine, ai zis, mă, să trăiesc cum vreau, că ai vrut libertate, ai vrut independență. n au pregătit acest tată unuia să-i tragă vreo câteva așa bune pe spinare, să-i câteva urme? Nu i-a pregătit un cancer în metastază să ajungă în spitalul de la Viena sau undeva la oncologie în Cluj? N-a pregătit acest tată un stil pe marginea drumului sau un pom la întoarcerea băiatului să se izbească în plin de el, să rămână într-un cărucior cu rotile, să zică, mă, lasă să te învezi minte, să știi că mai dezonorat, că ți-ai făcut de cap, ai trăit cum ai vrut, nu din contră. Îl așteaptă cu brațele deschise. Aleargă și cate pe crumasul lui acesta. Se pune întrebarea în seara asta. Care sunt lecțiile de viață pentru noi din această pildă? Ce vrea să ne învețe acest tată care îl simbolizează pe Creatorul, adică pe Dumnezeu? Prima lecție de viață din pilda din această seară este următoarea. Cât de mult te iubește Dumnezeu chiar și atunci când alegi voit să trăiești departe de El. Vreau să observați un detaliu foarte important în pildă și anume... Când își vede băiatul la distanță că se întoarce înapoi, în loc să alerge băiatul spre tatălui, parabola ne spune că acest tată aleargă spre viu și cade pe grumazul lui. Cultura iudaică a vremii respective ne transmite faptul că un om în etate, un tată, unul mai în vârstă, nu obișnuia niciodată să alerge spre unul mai tânăr. Era o rușine, era o datină a vremii. Și ce face acest Pur și simplu calcă picioare dati în picioare dat în vremi. Nu ține cont de tradiția vremii respective și când își vede băiatul că se întoarce înapoi, în fugă mare, se duce spre el. Și acum auziți, când ajunge, imaginați-vă cum cade pe umerii lui și îl îmbrățișează și îl sărută mult Știți că sărutul tatălui era semnul acceptării de pline, fără nicio condiție a propriului băiat. Pentru că dați-mi voi să vă spun ceva în seara asta, de la tineri, când un tânăr, o tânără, se întoarce de pe căile rătăcitoare ale lumii la Dumnezeu Creatorul, la Dumnezeu Tatăl Taților. Primul lucru ce îl face acest tată, acest Dumnezeu, e că îl acceptă așa cum este în întregime. Încă n-a existat unul pe planeta numită pământ care să se întoarcă la Dumnezeu, în mod real, în mod sincer și Dumnezeu să nu-l accepte. Avem noi și o cântare, așa cum sunt la. La cine vin? La tine. La Tatăl din Cer. Apoi, zice pilda că acest tată a dat ordin ca fiul lui să fie îmbrăcat în haina cea mai bună. Era haina de sărbătoare uh, din partea tatălui. Prin gestul uh, tatălui știți ce vrea să transmită băiatului său? Că el este iertat de plin. Pentru că atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu de pe căile păcatului, Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, da, știne, din această seară, acceptă persoana respectivă. Al doilea lucru care îl face e că pe persoana respectivă. Și acum, ascultă-mă, știu ce spune acest tată mai departe? A dat ordin să se pună un inel în decet. Băiatul Vreau să deschid o paranteză aici. N-am nimic cu cei care se căstoresc și după nuntă își pun inel de căstorie. Unii poartă, alții nu. Nu cred că la treaba asta face referire pilda din această seară, însă vreau să punctez ceva foarte relevant și foarte necesar. Știți că în cultura evreilor de atunci, orice act de vânzare-cumpărare era pecetluit cu un inel special? Dacă cuiva îi să năzărește în minte următorul gând, mă, ce-ar fi să îmi pun și eu un ghiul? Sau să mi pun așa niște inele pe degete? Că uite că acest tată care îl simbolizează pe Dumnezeu din această parabolă biblică a dat ordine la întoarcerea băiatului său acasă să pun un inel în deget. Te-ai dus vreodată la piață să cumperi ceva și să pecetluiești acel ceva cu un inel special? Dacă ca să fiu un context pildei, a văzut pe cineva să cumpere o mașină și actul acela să fie cetruit cu un inel special. Ați întâlnit în cultura vremii noastre să-și cumpere cineva un teren, o proprietate și cu un inel deosebit și special să fie pecetului contractul respectiv? punerea inelului în deget, în cultura iudaică a vremei respective, îți dădea dreptul de acces la contul de la banca familiei, autoritate și acces la proprietatea familiei, era un lucru uimitor, spiritualizând pentru noi în această seară. E că atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu de pe căile lumii și ale păcatului, Dumnezeu nu doar că acceptă persoana aceea, nu doar că e dispus o ierte, Dumnezeu îi face parte acelei persoane la resursele sale. N-ați văzut voi tineri și nu numai. nu-i puteai scoate de la ruletă, din cluburi? Trăgeau beții de numai numai? Unii cădeau pe marginea străzi? Și poate ori fost cândva în biserică, s-au dus în lume și au ajuns așa. Și când s-au întors înapoi în biserică, este zis, și ăsta s pocăit și asta. și o schimbat viața și venind apoi în biserică, Dumnezeu îi face parte lui sau ei la toate resursele la care are acces biserica lui Hristos. Se merită, cred, să zicem aici, lăuda să fie acest stat. Auzi și urmează apoi. Zice că a dat ordine acest stat de urgență. Să-i să pună sandale în picioare fiului său. Pentru că numai oamenii liberi în cultura de atunci umblau încălțați. Sclavii, oamenii din clasa inferioară, săraci, umblau desculți. Și atunci nu exista asfalt ca astăzi. Și nu se călătorea cu mașina, cu avionul, cu ce vreți voi. Cine umbla călare pe cal sau pe măgar, cei mai mulți pe jos și desculți. Și drumul era și pietruit și plin de praf. Prin gestul tatălui, el transmite în fața tuturor care află vestea aceasta că fiul lui este reabilitat la poziția inițială de fiu, nu de slugă, nu de argat, nu de om de serviciu în casă. Pentru că n-a fost unul să se întoarcă la Dumnezeu și să fie acceptat de Dumnezeu, iertat de Dumnezeu, făcându-i parte la resursele sale, să nu fie pus în poziția de fiu sau de fica lui Dumnezeu. Că asta face Dumnezeul adevărat. Binecuvântat să fie numele. Și apoi urmează ceva sublim. Zice deci, tatăl acesta, e vremea să se taie vițelul cel îngrășat. Vreau să știți că vițelul cel îngrășat se tăia în cultura iudeilor doar când se dădea câte o sărbătoare cu toată comunitatea. Știți de ce procedează la acest gest acest tată? Fiindcă a fost o vreme în urmă, când fiul ăsta rebel a ales calea lumii și a destrăbălării, și băiatul ăsta, în cultura iudaică, a trecut printr-un alt act numit actul tăierii, chețațau. Acum era la actul sărbătorii, la momentul de sărbătoare. Știți ce presupunea Chețațau? Cel față de care s-a greșit în cazul nostru tatăl. Împreună cu membrii familiei, cu vecinii, cu apropiații, cu prietenii, ieșau în mijlocul străzii, în fața casei celui vinovat, cel față de care s-a greșit, luau un vas de lut și îl spărgea, îl făcea țândări în fața tuturor, prin aceasta se declara distrugerea relației dintre toți cei prezenți și cel vinovat. Și în timp ce se spărgea vasul acela de lut, cel față de care s-a greșit rostea următoarele cuvinte. Vă citesc. De acum înainte, această persoană este moartă față de mine și față de ceilalți prezenți și este socotită pierdută. Cei tăiați, cu ghilimele, prin actul tăierii, adică chețațau, chiar dacă erau încă în viață fizic, erau considerați morți și pierduți din punct de vedere social și doi, din punct de vedere spiritual. Și istoria confirmă faptul că în cazuri excepționale, foarte rare, o astfel de persoană mai putea fi reabilitată și reabilitarea putea fi decretată doar de cel față de care s-a greșit. În cazul nostru, doar tatăl putea decreta reabilitarea acestui tânăr. De aceea a zis să se taie vițelul cel îngrășat. Ați fost la actul tăierii, zice tatăl, când am anunțat distrugerea relației dintre noi toți cei prezenți și băiatul ăsta rebel, acum a venit înapoi. Dăm sărbătoare, fiindcă ascultăm mă în seara asta, când cineva este acceptat de Dumnezeu în urma întoarcerii la el, iertat de păcat, are acces la resursele tatălui, este pus în poziția de fiu și de fică, știi ce face Dumnezeu în cer? Face sărbătoare că cineva, un păcătos, s-a întors unde? La Dumnezeu. Asta e prima lecție a pildei din această seară. Cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar și atunci când voit, alegem să trăim departe de El și dacă s-ar opri mesajul biblic aici, am avea tot dreptul să spunem. Păi ceea ce s-a spus până aici un fel de Evanghelia Prosperității. Adică cum? eu mă duc în lume, aleg să-mi trăiesc tinerețea cum vreau și auzi, Dumnezeu care m-a creat, mă iubește nespus de mult, chiar dacă eu voit, am ales să-mi trăiesc tinerețea departe de El, numai că nu se oprește aici mesajul pildei. Și continuă cu cea de-a doua lecție, care este foarte importantă. Cât de mult te afectează păcatul odată acceptat și tolerat în viața ta. Ați văzut cât de mult a afectat păcatul pe acest tânăr? Ați văzut cât de mult? Apropo, la un moment dat, ajungând la porci, a stăpânul la străin, care se pare că făcea parte dintre necurați, dintre păgâni, că expresia asta la evrei a plecat într-o țară îndepărtată, se referea la o țară dintre păgâni. Ajunge să-i pască porcii și nu vi se pare interesant în pilda din seara aceasta că zice că ar fi vrut să mănânce roșcovile, dar nu îi le da nimeni. De ce oare să fie în pildă expresia asta, dar nu îi le da nimeni? Că eu dacă mă duc pe câmp să pas niște animale și văd ceva acolo și mi se face foame, mă plec și iau. Ascultă-mă seara asta, în cultura de atunci, dacă un evreu ajungea sclav pe teritoriul unui păgân, a unui străin, n-avea acces la nimic fără acordul stăpânului. Și apropo, existau două feluri de roșcove. Erau roșcovele șami și roșcovele bari. Roșcovele șami erau comestibile ca un fel de mure, foarte mici, puteau fi consumate de oameni, dar roșcovele barii, care erau și ele foarte micuțe, dar extrem de amăruie, se făceau într-un fel de tufiș uscat. Astea, în mod expre, erau consumate de către soiul ăsta de animale, considerat de evrei de atunci, necurate, și anume porci. Iar parabola din seara asta face referire la cea de-a doua categorie de roșcove, la roșcovele barii, care erau consumate de acest soi de animale. Nici măcar la ele nu mai avea acces. Că stăpânul, care era un necurat, uneteat un în împrejur, unul dintre păgâni, nu i-a dat acces. N-a zis, prietene, poți să mănânci și tu acele roșcove. Știți că e dreaptă vorba aceea, apropo? Păcatul te duce mai mult decât ți-ai propus să mergi. Știți că păcatul ne ține mai mult într-o anumită zonă, într-o anumită stare, mai mult decât ne-am propus să stăm, să rămânem acolo. Știați că păcatul ne costă mai mult decât suntem noi dispuși să plătim și prețul lui este unul enorm, odată acceptat și tolerat în viața noastră. Și cei mai mulți din generația tânără fac aceleași greșeli ca și băiatul din parabola noastră, ajuns să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu din dorința de mai multă independență, mai multă libertate, să trăiască pe cont propriu. Știți ce fac unii dintre ei? Ajuns să risipească binecuvântările lui Dumnezeu. Dau cu piciorul în sănătate, dau cu piciorul în caracter, altădată au avut un caracter frumos, ireproșabil, și nu mă auz, mă, în 5 minute și l-au făcut praf. Dau cu piciorul în, în, familie, în virtuțile creștine. El care în viag n-ar fi fumată, în nu s-ar fi îmbătat, în viag n-ar fi folosit botanice, în viag nu ar fi folosit uh, substanțe interzise. Nu mai auzim. E rămas mască. Și apoi, auzi de tineri care ajung sclavii păcatului. Nu mai pot să iasă din robiți. Sclavea alcoolului, a fumatului, apropo. Știți că un tânăr nu fumează de foame? și nu consum alcool de sete. Mie, vă dau un exemplu, dacă mi sete și am apă la îndemână, credeți că beau Coca-Cola sau Fanta? Asta nu înseamnă că e greșit și păcătos să bei Cola sau Fanta, nu la asta mă refer. Dar un om întreg la minte, sănătos, mental, când îi se face sete, ce consumă? Apă. Ascultă-mă în seara asta. Cine își permite astfel de lucruri nu face nici de sete, nici de foame. ci pofta păcătoasă a devenit mai puternică și nu îi rezistă. Și apoi auzi de tineri în adicții și nu mai știu cum să împacheteze starea în care se află, în mint, înșală. Și ascultă-mă, pentru astfel de tineri e doar un pas până la disperare. Și culmea, ajungi câteodată și zici, bă, cu Tărescu și-o pus capăt zilelor. Nu mai rezista să trăiască. N-a fost el vedete, cunoscut ea. Și-au permis cele mai tari vacanțe, luxul de pe lumea asta, mașină cu peste 400-500 de cai putere, s o dus unde ori vrut, ori petrecut la ce oră din zi și din noapte ori vrut. Vedete ale lumea acestea, nu mai auzit, s-a sinucis. Și a pus capăt zilelor. Wow! De ce? Pentru că n-au înțeles că păcatul acceptat și apoi tolerat e extrem de periculos. Am citit cândva o carte despre cei cinci de D care duc la suicid. Și spunea autorul acestei cărți care a făcut muncă de cercetare că o descurajare îi duce adesea pe oameni și chiar pe tineri la dezamăgire. Dezamăgirea te bagă în depresie, depresia te conduce la disperare și disperarea te duce la distrugere. Și nu mai vrei să trăiești. Și ajungi într-o stare ca și fiul pierdut din pilda noastră în care nu știi încotro sau puci. La roșco venea acces. De stăpân parcă n-ai mai sta lipit că ai ajuns din calea afară de groaznic. Și trebuie să existe acel clic când se trezește tinerul la realitate și vine în fire. Asta înseamnă să ți se conștiința, să nu mai vrei să rămâi în starea aceea, într-un hal, fără de hal. Și apoi ce fericire. Eu pilda din seara asta nu se încheie aici. Frumusețea e există ultima lecție a parabolei. Nu doar cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar dacă voi alegem să trăim departe de El. Nu doar cât de mult ne afectează păcatul, odată acceptat și tolerat în viața noastră și trăi. Cât de importantă este pocăința în urma unei căderi spirituale. Poate ești în seara asta la Elim, aici la tineret și te-ai depărtat de o bucată de timp de Dumnezeu. Nu-ți mai place Biblia? O deschizi foarte rar? Și atunci poate o deschizi să-ți vină somnul seara? Nu-ți mai place să te pleci pe genunchi, să te rogi? N-ai mai avut o zi de post? De nu ți minte, nu-ți aduce aminte în seara asta? Mă, când am postit și -o ultima dată? Măcar opt ore într-o zi? Poate Vii așa, mă, tai că mă e pocăit, mai că mi-ai pocăită, mă duș o la biserică, că altfel, cu ghilimele de rigoare, știu eu ce mi se spune, ce pățesc. Am o veste bună pentru tine seara asta. Există o singură cale de întoarcere la Dumnezeu și asta se numește pocăință. Era unul care mai dădea pe la noi, pe la biserică, nu din zona noastră a Jebelului, din altă parte, și odată m-a abordat și a venit și mi-a zis, Domnule pastor zice, să știi că mie îmi place foarte mult la voi la Betania, la Jebel. Deci aveți o fanfară extraordinară. Mă, cum cântă fanfară la voi, mă sper să nu vă fac invidioși. Dar la fel de bun sunt și ai voștri, Domnul să-i binecuvântez. Poate ai noștri un pic mai... Revin și zic, sper să nu fac invidios pe nimeni. Ce mă, îmi place corul, îmi plac predicile la voi, vorbiți direct pe limba oamenilor, subiecte de actualitate, dar și un singur lucru nu-mi place. Și acum mă așteptam, omul fiind întors la Domnul, să-mi zică că nu-i plac rugăciunile în comun, că noi, pocăiții, sali ne rugăm toți deodată. Am mai auzit eu dintre ăștia care au zis, mă, ce Dumnezeu e acela care să-i asculte pe toți cum se roagă, cum strigă? Apropo, dacă serviciile de informații din lumea asta știu tot ce se întâmplă despre oricine. N-ar putea Dumnezeu să știe care e suveran, tot puternic, care te-a creat pe tine și pe mine? Chiar așa de îngrămădit, iertați-mi expresia, e Dumnezeu pe care noi ne-am angajat să-L slujim și să-L urmăm. Dar nu mi-a zis că nu-i place rugăciunea în comun. M-a surprins. Știți ce mi-a zis acest om? nu mi place la voi la biserică cuvântul pocăință. Mă zice cum faceți voi pocăiții, cum nu faceți. Se ridică o soră să recite versuri, trebuie să zic că ceva de pocăință. Se ridică că unul sau un, un, duet, trio, să cânte o cântare, trebuie să zică ceva de întoarcere la Dumnezeu, de faptul că trebuie să te bocăiești. Când o formație a bisericii, trebuie să aibă în mesajul cântării ceva despre bocăință. Vă ridicați voi în față la învon să predicați Evanghelia și cumva trebuie să strecurați mesajul ăsta, că oamenii trebuie să se bocăiască. S-a uitat la mine și a zis, măi, eu cred că voi pocăiți ați inventat o Biblia voastră. În Biblia voastră ați introdus cuvântul ăsta și acum vreți să le spălați creierul și la alții să creadă la fel ca și voi. Și mă uit la el și zic, prietene, nu te supăra. du te acasă și Biblia care o ai, nu trebuie să-ți dau eu Biblia mea, deschid-o și ea și citește de la Genesa la Apocalipsa și o să vezi că acest cuvânt de pocăință și de întoarcere la Dumnezeu e ca un fir roșu prin toată această carte. Și zic ca să-l conving următorul lucru. Zici, știi că în limba pe care noi doi o vorbim există atâtea cuvinte care mie nu-mi plac, și dacă aș avea autoritate și putere, le-a scoate din limba pe care noi doi o vorbim? Și ce dăm niște exemple. Zic, uite de pildă, nu-mi place absolut deloc cuvântul spital. Nu-mi place. Și dacă aș avea putere și autoritate, l-a scoate din limba română cuvântul de spital. Dar zic, ascultă-mă, am tot respectul pentru doctori, pentru asistente, asistenți, infirmieri, infirmiere, etc. Zic, te întreb ceva, Cuvântul ăsta de spital își are locul și rolul lui în limba ce noi doi o vorbim și în societatea vremii noastre. S-a uitat la mine și a zis, normal că are. Ce s-ar face oamenii bolnavi fără spital? Mi-a zis el. Zici, știi că aș putea să-ți mai enumăr încă vreo 50, 20 de cuvinte care nu-mi plac, dar ascultă-mă, își au locul și rolul lor în limba pe care noi o vorbim și în viața pe care noi o trăim. S-a uitat la mine și a închis gura, s-a uitat așa lung și a zis, după câteva secunde bune, și acum am mai deschis mintea, înțeleg. Înțeleg că pocăința e ca un fir roșu în cartea lui Dumnezeu, în Biblie, dar zice, domnul pastor, spunem -mi și mie, să înțeleg și eu pe limba mea, ce înseamnă să mă pocăiesc? Și mi-a venit în minte pilda din această seară și am vrut să explic băbește cât mai simplu ce înseamnă pocăința. Zic, fii atent, Pocăința începe de la nivelul minții omului, când omul în mintea lui, în fața Creatorului, recunoaște că este păcătos și prin păcat este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Știi ce a zis acest tânăr din pilda din seara asta? Tată, am! Care a fost primul lucru după ce s-a trezit la realitate? După ce și-a venit în vir? Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta! De aici începe pocăința, dragi tineri, de la nivelul minții, în urma trezirii la realitate a unui tânăr, a unei tinere, a generației noastre, recunoaștem în primul rând că prin păcat suntem vinovați în fața Creatorului. Dar știți ce a făcut acest tânăr după aceea? Nu doar că a recunoscut că e păcătos. Când s-a întors la taică s so, a zis, tată, nu mai sunt vreni să mă numesc fiul tău. Observați în spatele acestor cuvinte o stare profundă de regret, de remușcare, de căință. A zis, numai să fiu cu tata, numai să fiu lângă el. Dacă mă primește ca un argat, adică ca un servitor în, în casă, ca o slugă, îți mulțumi cu atât? În spatele cuvintelor lui era un regret aparte, un regret profund. Pentru că pocăința nu presupune doar să-ți recunoști starea de păcat. În al doilea rând, presupune să ai o stare de regret față de starea neplăcută, nefericită, de nedorit a umblării în fără de lege și în păcat, să manifeste această stare de regret. Dar pocăința mai presupune ceva. Știți ce-a făcut tânărul din parabola noastră? După ce și-a venit în fire? Când s-a întors la taică să nu zis doar, tata, am păcătuit. N-a zis doar, nu mai sunt vreani să mă numesc fiul tău. Că l-a prins o stare de regret, de căință și de părere de rău foarte profundă. El a mai făcut ceva. Când și-a văzut starea în care se afla și în care a ajuns, a zis, mă voi scula și mă voi duce unde. Știți ce a făcut în secunda 2? N-a zis, acum o mai stai o săptămână, două, o mai duce eu cu animalele astea considerate de noi evrei necurate, la păscut cu ele, chiar dacă n-am acces la roșcove, o -i vedea eu cum o trăi, cu buzunarele goale, cu sufletul gol, mi-o liniști eu cumva conștiința. Și o mai duce așa o săptămână, două, trei, o jumătate de ani, nu, în secunda, doi, s-a ridicat și s-a dus unde? Pentru că pocăință. Presupune și renunțarea la starea de păcat în care cineva trăiește. Apropo, știți povestea cu cei doi tineri? Doi vlășgani, așa ca mulți dintre noi. Ori au zis că Dumnezeu are o carte numită Biblia că ar fi cea mai serioasă dintre toate cărțile și că în această carte e amintit de mai multe ori că omul trebuie să se bocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, ca să fie iertat de păcate, să fie mântuit sufletul, să-și liniștească conștiința. Și ăștia au zis, mă, dacă e adevărat că Dumnezeu are o carte numită Biblia și că trebuie să se pocăiască zice unul dintre ei către celălalt, hai să găsim și noi un om serios al lui Dumnezeu să-l întrebăm, e adevărat lucrul acesta și dacă e adevărat să-l întrebăm, când ar trebui noi să ne pocăim? Și după mai multă căutare, ori da peste un astfel de om serios, sincer, al lui Dumnezeu, și ori veni la el amândoi cu întrebarea aceasta. E adevărat că Dumnezeu are o carte numită Biblia și că în Biblie de nenumărate ori este amintit oamenilor, tinerilor, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și așa vor fi iertați de păcate, le va fi sufletul mântuit, salvat. Și omul lui Dumnezeu a zis, sigur, uite aici, el avea Biblia, a luat-o, le-a arătat-o. Și dacă vreți, vă și citesc unde scrie în Biblie. Eu zis, nu, nu. Dacă e adevărat că scrie asta în Biblie, ne poți spune Dumnezeu ca om al lui Dumnezeu când ar trebui să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu? Ăsta văzându-i foarte relaxați, așa, că au venit, parcă râzând, nu aveau nicio treabă. O zis, prieteni, cu 5 minute, înainte de a muri, dacă voi vă veți pocăi, bunuțul Dumnezeu și drăguțul o să vă ierte păcatele, o să vă scrie numele în cartea lui din cerul, o să vă mântuiască sufletul și o să fiți fericiți pentru toată eternitatea. O și-a uitat unul la celălalt și o zis, nu vă supărați, omul al lui Dumnezeu e, e chiar serios. Dacă noi ne pocăim cu 5 minute înainte de moarte, ne iartă Dumnezeu, ne mântuiește sufletul și ne duce în raiul său. Și omul lui Dumnezeu e asigurat, da, așa se va întâmpla. Or mai schimba e câteva vorbe și ori plecat în drumul lor. Parcă mai vesel de cum au venit la acest om al lui Dumnezeu. Păi să nu fi vesel, ești tânăr. Unde mergem în weekend? Discuți între ei. Om trage o beție, weekendul ăsta. Ăla Al la zice, hai să căutăm un club de noapte, ta. ne distrăm, Bă, suntem tineri acum. Merghe spre casă povestind, o uita de alea 5 minute de... Dar tot mergând, la un moment dat, în plină stradă, unul dintre ei spune întâmplarea asta, s-a oprit brusc, a înțepenit. Și s-a uitat prietenul lui la el și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Ți-i rău, nu te simți bine? Îl văd așa, într-o stare. Și ăsta îi zice la prietenul său, ce mi-am adus aminte ceva. Mă, noi când am fost mai devreme la cel om al lui Dumnezeu și l-am întrebat despre pocăinți, dacă e adevărat că scrie în Biblie că trebuie să ne pocăim și ne-o adevărat, și l-am întrebat când să ne pocăim și o scot 5 minute înainte de moarte. Mă, știi ce mi-am adus aminte? Omul ăsta lui Dumnezeu nu ne-a zis când murim. Păi și ce-i de făcut? Păi, hai să ne întoarcem în stradă de urgență și să o lăm în goană mare spre omul lui Dumnezeu, să-l întrebăm, are răspuns la întrebarea asta, știe când vom muri? Pentru că degeaba știm noi că trebuie să ne bocăim cu 5 minute înainte de moarte, dacă noi nu știm când vom trece din această viață în veșnicie. Și să la omul lui Dumnezeu, credeți că mai râdeau, zâmbeau, entuziaști, nici vorbă schimbați la față, panicați. O zi, mă, prieten, ce s-a întâmplat cu voi de v-ați întors înapoi? Vă văd așa, triși, poți să morâți. Și unul din el începe discuția și explică toate cele petrecute. Și ce? ai putea să ne spui când vom muri, ca să știm și noi, când vor fi ultimele cinci minute din viață, ca să ne pocăim, să ne fie bine în lumea de dincolo. Și s-a uitat la ei, omul acesta lui Dumnezeu și le-a zis, prieten. Ascultați-mă bine. S-ar prea putea ca ultimile cinci minute din viața voastră să fie început așa. Când e vorba de întoarcerea cuiva la Dumnezeu, de pe căile rătăcitoare ale lumii și ale păcatului, a zis acest om sincer al lui Dumnezeu: Nu există timp pentru amânare. Pocăința cunoaște o singură zi și numele ei este astăzi. Apropo, ieri, când ați fost în viață, cum ați numit ziua de ieri? Ați numit-o ieri? nu e așa că am numit-o tot astăzi. Dar mâine, dacă vom trăi și vom avea o nouă zi, cum credeți că vom numi noi ziua de mâine? O vom numi mâine? nu e așa că dacă vom poși în ziua de mâine, mâine vom numi acea zi tot astăzi? Pentru că, de fapt, că vrem să acceptăm sau nu, că ne place sau nu, noi trăim doar prezentul în prezent continuu. Și nu există, mă pocăiesc la pensie, mă pocăi peste 10 ani, mă pocăi nu știu când și nu știu unde. Pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, cunoaște o singură zi. Vestea bună în această seară pentru tine, drag tânăr și tânără, e că ți-a dat Dumnezeu șansa să fie aici la Elim. Ți-a ieșit înainte și Dumnezeu te-a asigurat cât de mult te iubești. O te ales căile păcatului ale lumii. Ajuns să suferi de adicții, de vici. Să nu știi cum să mai scap din păcatul ăla mult repetat pe care îl cunoști tu. Te închizi în camera ta seara, noaptea, după ce o și părinții, becul și surorile tale și frații tăi. Și te pui pe genunchi să te rogi, poate nu-ți vin nici cuvintele la rugăciune, poate nu mai ai nici puterea asta să strigi la Dumnezeu, dar ești zdrobit în interiorul tău și nu știi ce să mai faci, să scapi. Și tot ai auzit predii și ți s-a spus și din nou ai căzut, și din nou ai căzut, și din nou s-a repetat starea de păcat și ai zis, ori predica frații altceva, ne or spus altceva, că uite nu pot să scap, ascultă-mă! Poate n-ai făcut ce-o zis Dumnezeu în cuvântul Lui. În seara asta, dacă te vei trezi sincer și sinceră la realitate, dacă te vei prăbuși în fața Creatorului și vei spune, Doamne, ca și în aceea, Doamne, vin și în genunchi. Doamne, mă prăbușesc înaintea Ta. Îmi văd căderile, slăbiciunile, vulnerabilitățile, păcatul, falimentul. Doamne, nu vreau să mai continui așa. Vreau o nouă viață, un nou mod de a trăi. Vreau, Doamne, să trăiesc lângă Tine. Ce frumos că tânărul din pilda noastră și-a venit în fire, a schimbat direcția drumului său, a început un nou fel de a fi, o nouă viață, că se poate trăi și aproape de Dumnezeu, aproape de Tatăl Taților, să-i fie onorat numele în seara asta, se poate! Și fericit e tânărul și tânăra, Fericiți sunt tinerii care aleg să trăiască o astfel de viață, aproape de cel mai minunat tată, de Creatorul, de Cel căruia îi pasă cel mai mult de noi. Haideți să stăm ridicați. Și dacă simți în rugăciunea asta, pentru că nu vreau să manipulez sentimentele nimănui, Dumnezeu ți-a dat libertatea să decizi, Dumnezeu ți-a dat libertatea să hotărăști, nu e așa când mergi la magazin să-ți cumpere o haină. Tu n-ai nevoie să fii manipulat ce fel de bluză, de tricou să scumper, ce fel de pereche de pantofi, dacă vrei să zei de la supermarket salam, unt, roșii, etc. Nu trebuie să-ți bage nimeni în cap și să spele creierul și să spună, trebuie să decizi așa, trebuie să faci așa. Dumnezeu ne-a dat sănătate mentală și să-i mulțumim pentru ea în această seară. Tu știi pe ce drum umbli, tu știi dacă ești cu Dumnezeu în seara asta sau dacă ești departe de El, în sentimentele tale, în gândirea ta, în inima ta, tu știi asta, e șansa vieții tale în seara asta să faci ceea ce trebuie și Dumnezeu va face și El. Te va ierta, auzi, te va accepta va face parte la resursele Lui. Vei fi pe de adevăratele a fiu și fica Lui. Va face sărbătoare. Va fi bucuros. Va fi veselie. S-a mai întors cineva. S-a mai pocăit. A venit cu zdrobire. A venit cu falimentul. A venit cu povara. A venit cu tristețea. A venit cu ceea ce a avut. Și Dumnezeu e cel ce ia ce despovărează, ce iartă, ce eliberează, în numele Lui Isus să fie eliberat în seara asta. Amin, amin. Și să primești adevărata pace în inimă și să pornești de aici, de la Elim, spre casă, cu acest tată și pe urmele Lui să calci. Haideți să ne rugăm.